Bună ziua! Ne regăsim la emisiunea săptămânală Literatura la Craiova, ale cărei teme sunt dintre cele mai profunde, precum trecerea timpului și starea literaturii de astăzi. Temele le voi discuta împreună cu scriitorii Toma Grigorie și Florin Logreșteanu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! V-am găsit! Mulțumim și noi! Domnul profesor Toma Grigorie este licențiat al Facultății de Limba și Literatura Română din București în cele din urmă. Deși câțiva ani am observat, i-ați studiat la Timișoara. Aveți o teză de doctorat despre critica literară de la Mihail Cogălnicianu la Titu Maiorescu. Ar fi anii sau perioada 1840-1917. Ce nume importante ați reținut în teza dumneavoastră, domnul profesor, cu excepția celor doi? Și mă mai gândesc la Garabeti Brăileanu, poate Constantin Dobrogeanu Gherea. Ați făcut trimiteri cumva și la comentariile lui Mihai Eminescu, la volumul lui Ioan Slavici, Novele din Popor, m-am întrebat eu. Nu, pe Mihai Eminescu nu l-am prins în teza mea de doctorat, dar ceilalți critici putem spune, dar era mai mult o critică literară, culturală, decât o literă, o critică. Maiorescu e cel care a pus bazele criticii românești. Și a fost continuat de alți critici de mai mică însemnătate, ca... Deci Cogălnicianu a pus bazele cumva în Dacia Literară 1840, când a vorbit despre critica literară și despre necesitatea operei naționale și mai puține a traducerii, da? Unde cineva spunea că traducțiile nu fac literatură. M-a surprins trimiterea aceasta la Mihail Cogălnicianu. Într-adevăr, el rămâne, precum și revista pe care a păstorit-o Dacia Literară, în istoria culturii române chiar, de la Dacia Literară, respectiv articolul Introducțiune, s-a schimbat fața literaturii, care într-adevăr până atunci miza numai pe promovarea traducerilor din alte limbi, cu predilecție limba franceză. Și Titu Maiorescu, la oaltă cu membrii Junimii, într-adevăr, au dus critica literară la alt nivel. Domnul profesor Florin Logreșteanu. Florin Logreșteanu este un pseudonim literar al numelui dumneavoastră, Radu Scorojitu. Exact, da. Mi-ați mărturisit istoria acestui pseudonim, dar pentru telespectatori mi-a plăcut numele celui care v-a sugerat pseudonimul, da. Și scriitorul în sine care a fost, veți vorbi dumneavoastră, cine? Da. Am debutat la editura Albatros, condusă de scriitorul binecunoscut Mircea Sântimbreanu. În acel an, când am debutat, făceam Armata la București, sub conducerea directorului de atunci al revistei Viața Literară, fapt care mi-a permis zilnic să mă confrunt cu scriitorul Sântimbreanu. În ultimile momente mi-a spus: numele tău, Scorojitu, o să fie luat peste picior, probabil. Caută-ți un pseudonim literar. M-am prezentat la editură în zilele următoare, fără niciun fel de propunere. Și atunci dânsul mi-a zis: te vei numi Florin Logreșteanu, Florin fiind și numele meu, alături de Radu. Da. Și am rămas Logreșteanu. Spre, nu disperarea, dar spre nemulțumirea mamei, Dumnezeu să o odihnească, care îmi reproșa: cine o să te mai recunoască pe tine acum? Mai ales că publicasem înainte în revistele Luceafăr, România Literară, cu numele de Radu Scorojitu. Și atât că... Făceați Armata sau n-am auzit eu bine? Da, la București, ofițer de rezervă. Am înțeles, la ce armă? La infanterie. Scriitorii, din câte observați, au mai făcut și
armată sau au satisfăcut serviciul militar în perioadele respective? Am fost coleg cu personalități după Revoluție importante, cum ar fi Adriano Stase, Ceaușescu Valentin, Florian Șișu și alții din Craiova. Ei au fost luați pe relații. În perioada mea, armata se făcea în vacanțe. Prima convocare a fost de o lună și jumătate la Lugoj și a doua, adică după terminare, după absolvire, 3 luni la Piatra Neamț. Da, eu am făcut o iarnă. Deci armata era în toamnă, am făcut eu ultima convocare pentru gradul de subofițer, cum era atunci la teriști. Da. Nicolae Pârvulescu a fost coleg de armată, între alții, cu Ion Caramitru. Și ne-a povestit câteva secvențe, dar le lăsăm pentru altă dată. Da. Domnul profesor, ați avut o teză de doctorat cu un titlu care pe mine m-a impresionat și m-a intrigat totodată. Terminologie medicală populară din Oltenia. Da. De fapt, a fost un studiu comparativ cu terminologia din întreaga țară. Pe carte, pe CV, scrie din Oltenia. Din Oltenia. Ați descoperit, m-am întrebat citind despre dumneavoastră, pe unde v-au purtat pașii pentru elaborarea acestei lucrări de doctorat? Presupun că a stat de vorbă, ca să glumim, și cu câteva bătrâne recunoscute drept babe în satul respectiv, care se ocupau probabil cu diverse îndeletniciri salutare. Oameni în vârstă. Am colindat țara cu bicicleta aproape. Precum Geo Bogza, ca să scrie cartea lui, Cartea Oltului. Cartea Oltului, da. La propunerea lui Alexandru Rossetti, am ales această teză. De fapt, dânsul a fost îndrumător, alături de Dumitru Graur și autorul atrasului lingvistic pe regiuni. Alexandru Graur. Da. Da. Dumitru a fost mai târziu. Da? Da. Așa. Și l-am avut și pe Teofil Teaha, autorul atrasului lingvistic român pe regiuni în România și a traosului lingvistic european în Germania. Toți trei m-au ajutat, mai ales că teza aceasta era inedită, nu se mai aplicase semantica la graiurile limbii vorbite. Da. Ați umblat prin sate? Prin sate, evident. În un nume de tratament, dacă ne puteți da, inedit pentru emisiune. Dânceu, auzit în sate. Da, Dânceu, Balta Verde, în zona aceste sate, dar un nume de tratament sau de maniera lor de însănătoșire. Medicală, un termen popular medical. Sau mai multe, dacă puteți afirma aici. Din curiozitate vă întreb. Da, dacă nu le aveți la îndemână, ne spuneți ulterior, dacă vă amintiți cumva. Vă pot spune. Depinde de bolile și infirmitățile fizice prezente în cartea aceasta, care a fost publicată ulterior la Didactica Nova din Craiova. Cu profil didactic? Da, oarecum. Ce să vă spun? Despre ce domeniu ați dori? Orice, nu, mă gândeam două nume, denumiri de tratamente medicale populare. Da. Pentru gâlci, de exemplu. De pildă, pentru gâlci. Am suferit de gâlci până în pandemie, după aceea nu. De pildă, un nume interesant, duce conacul la latrină. Termen precizat și de Dosoftei într-una din cărțile sale. Duce conacul la latrină. Înainte, armatele se deplasau pe jos. Și din moment în moment făceau o pauză numită conac. Atunci, mă rog, își făceau necesitățile fiziologice și de aceea conacul era stabilit mai mult pentru pauza respectivă, a armatei respective. Domnul profesor Toma Grigorie, am citit că ați predat câțiva ani la Skopje și în Ohrid. Sunt două dintre localitățile pe care
le-am vizitat și eu astă vară. Și mi-au lăsat o impresie deosebită. Fiind acolo, știam că a trecut și Nichita Stănescu în anii 80 către Struga. Întrebarea pe străzile când mă plimbam era aceasta. Cum arătau aceste orașe în vremea Iugoslaviei? Am văzut că ați avut această ocazie să le vizitați și chiar să predați acolo. Cum era mentalul diferit de al nostru? Era o democrație, deși era un regim comunist extins în zonă? Eu cred că ei s-au apropiat de Occident, Iugoslavia, de exemplu, mai repede decât am făcut-o noi. Am făcut-o foarte târziu. Și era atmosfera mai destinsă decât la noi și aveau acolo și o parte din populație de aromâni. Erau aromâni care știau limba română, chiar secretara universității era româncă și știa foarte bine limba română și ne-am descurcat noi românii, veniți acolo, am fost și la cursurile de vară, acolo la Ohrid, la Skopje și la Ohrid. Da. În vreo două rânduri, câte o lună am stat acolo și foarte bine ne-au primit și erau din toată lumea, erau veniți și occidentali mulți sau erau, se făceau colocvii pe diferite teme și legat de literatura macedoneană în prim plan. Și a fost un timp petrecut cu folos, să zicem, acolo. Am învățat și limba, apoi am fost în Bulgaria și e cam aceeași limbă puțin. Majoritatea este un fel de dialect, spun bulgarii, al limbii lor. Și timpul petrecut așa cu mare intensitate și cu multe discuții. Și fiindcă am ajuns la timp, vreau să intrăm, dacă e posibil, în tema de astăzi, trecerea timpului. Și vreau să întreb spre telespectatorii, să vă întreb ce ar zice timpul dacă afla că vorbim despre el. Eu zic că ar zice, nu vă pierdeți timpul să vorbiți mult, vorbiți mai puțin și faceți mai mult. Și problema timpului a fost pusă încă din Antichitate, din Illo Tempore, de la Horațiu, de exemplu, în odele lui, a vorbit despre timp într-o sintagmă. Ehei fugaces post pe postume la buntur anii. Se adresează prietenului său și îi spune că anii se scurgă așa de repede și greu de oprit. Dar și Vergiliu în Georgice a avut o sintagmă. Fugit, era parola tempus. Dacă timpul fuge și nu se mai întoarce. Apropo de timp, aș putea, dacă e posibil, să prezint și alte cugetări celebre despre noțiunea de timp. Și timpul este considerat că este o monedă a vieții. Și moneda asta ni s-a dat într-o cantitate anume și depinde cum o folosim ca să rămână după noi niște borne. Noi scriitorii zicem că prin cărțile noastre construim niște borne ale timpului vieții noastre și sperăm să rămână și mai după noi. O ipoteză a ceea ce ați sugerat, ce ar face timpul dacă ar afla că noi vorbim despre el, vă spun eu. S-ar diviza, s-ar multiplica. Atunci când noi l-am împărțit, nu într-o jumătate de zi, sau când l-am împărțit în ore, el s-a divizat în secunde și așa mai departe. Are această tendință, timpul, dacă îl prindem și într-o definiție, să se furișeze în altceva. Da. Domnule, apropo de Skopje. Da, Skopje mă interesa. Erau acelea statui ca astăzi, domnul profesor. Erau foarte multe statui. Prima impresie asta a fost că oriunde mergeam trebuia să fi vorbit cu o statuie. Peste tot statui de diverse mărimi, da. Reprezentări ale unor personalități, ale lor.
Ai fi crezut că e un imperiu cu adevărat. Ei se consideră oricum urmașii lui Alexandru cel Mare. Da, da. Păi era cam ca și în Grecia. Ei aveau cultul acestor statui, acestor obiecte istorice rămase ca să, ca să motiveze, să, să motiveze civilizația, civilizația, istoria da. Lor, decurgerea în timp a, a vieții și a istoriei. Apropo de Scopie, așa, da, domnule profesor. Am colaborat, fiind student, cu colegii de la Universitatea Chiril și Metodiu din acest oraș. Și l-am cunoscut într-un anume fel. A fost distrus de un cutremur, da. După care fiecare țară și fiecare oraș important și-a dus contribuția construind ceva. Avem acolo un hotel București și unul Craiova, în acest oraș. Avem și un reprezentant majorean care a fost aici lector la noi, a prins înainte de Revoluție, că 3 ani a stat aici, Miloan Stefanovski, prietenul meu, care am tradus împreună din literatura macedoneană și din literatura română în macedoneană, mi-a tradus și mie niște poeme și corespondăm. Și el este în, încă în Scopie, este scriitor, mă tot îndeamnă să mă duc la Struga. Am fost într-o vreme, într-un an, când am fost acolo la Ohrid, la Scursul de Vară, am fost la Struga. Cu Nichita Stănescu. Da, am menționat anterior. A luat un premiu, acolo, celebru. Al serilor de la Struga. Premiul de la Struga, o coloniță de aur plus o sumă importantă de bani ca idee când a revenit în țară și a călcat pentru prima dată la revenire pământul țării, a îngenunchiat și l-a sărutat. Da. Domnul profesor Locreșteanu, Sibiul, am văzut că ați avut legături cu Sibiul. Cum ați abandonat Sibiul? Bine, datorită și rădăcinilor dumneavoastră oltenești. Totuși, cu ce ați rămas din Sibiul pe care l-ați cunoscut anterior? Da. M-am născut în Sibiu. Părinții lucrau acolo și astfel am venit și eu pe lume în orașul pe care mai târziu l-am părăsit după câțiva ani, tot datorită faptului că părinții au trebuit să plece în alte zone ale țării. Baia Mare, București și altele. Sibiul, n-aș vrea să fiu sincer, nu împărtășesc ideile unora care consideră că este un oraș mirific. Îmi place oarecum partea lui medievală, dar în rest este un oraș modern, ca oricare altul. Oamenii sunt deosebiți, dar nu mai deosebiți decât oltenii, să zicem, unde m-am acomodat ca fiind prim elev al orașului foarte repede cu acest municipiu și care îmi place foarte mult. Ca să rămânem puțin la timp, pot citi un poem scris chiar despre timp? Da, domnul profesor, știu că aveți această nostalgie, mai ales a tinereții. Aveți cea mai recentă carte a dumneavoastră, pe care ați lansat-o chiar săptămâna trecută. Se intitulează Scrisori către tinerețe. Ce aveți în aceste scrisori către tinerețe, domnul profesor? Îi reproșați ceva sau, dimpotrivă, sperați să vă mai audă tinerețea ca o entitate fictivă? Păi, dacă am văzut că se depărtează de mine tinerețea, m-a început așa ca un pitic, era la distanță, apoi s-a transformat într-o furnică, a rămas un punct și pe care dispăriție. Și atunci m-am gândit că ar trebui să o aduc mai aproape, să mă aștepte, să nu plece definitiv. Și am scris 6 scrisori. Făceam o glumă că sunt cu una mai mult decât Eminescu. Am scris și nu, sigur, nu pot să le povestesc. Lucrul ar fi important să pot să citesc din aceste scrisori pe care le adresesc tinereții. Da. Că altfel nu am bază de discuție și eu știu că literatura scrisă este o limbă cultivată, altfel decât limba vorbită, colocvială. Și noi, scriitorii, bolile noastre de timp sunt cărțile și depinde ce valoare au ca să
depășească timpul. Se spune că dacă opera scriitorului depășește 100 de ani, el va intra în sfera clasicității, va deveni scriitor clasic. Și avem scriitorii mari clasici, toți au trecut de 100 de ani și îi venerăm. Până domnul profesor Toma Grigorie își regăsește câteva poeme pe care să ni le citească, înainte de emisiune, chiar asta mi-a cerut să-i acordăm mai mult spațiu pentru lectură, ceea ce o vom face cu plăcere. Anunț apariția cărții dumneavoastră, domnul Florin Logreșteanu, Blestemele Castelului Martinuții. Este o carte apărută acum o lună, dacă nu mă înșel, la editura Cartea Românească din București. Ați fost surprins de rapiditatea cu care v-au tipărit-o. Este o carte de proză. Ce gen abordați aici? Bajându-se roman, novelă, povestire scurtă? Novela. Presupun este că este... Novela. Novela. Pardon, este roman. Da. Bazându-se pe o serie de novele istorice, bine cunoscute în zona aceea a Castelului Martinuții. Poartă numele unui cardinal, cel care a comis păcatul și de aici blestemul castelului, de a transforma biserica respectivă a calvinilor în castel. De aici blestemele calvinilor și ororile care au urmat. Fiecare stăpân al castelului după Martinuții, după moartea lui, asasinat, și cei care au sfârșit tragic în acest castel, au făcut măsura blestemului celor care n-au supraviețuit în el. Sau au supraviețuit mai puțin. Aici se regăsește Aron Vodă cel cumplit, închis în acest castel, contele Apafi din Transilvania, un mare preot care este sărbătorit astăzi, Lazarovici, în Ardeal, și mulți alții. Între aceștia, partea cea mai interesantă a romanului este destinul și moartea Mariei Tereza, da? Austriei, care a sfârșit ucisă de un cal în incinta acestui castel. Avea obiceiul, spune legenda, și nu cred că ne înșelăm, să vină săptămânal cu câte un amorez care să petreacă, după care îl invita la etajul superior, într-o incintă, să vadă niște tablouri. Fără ca el să observe, apăsa pe o trapă și acesta se prăbușea în câteva lănci cu vârful în sus, după care ajungea în râul Mureș. Iubitoare de cai, a vizitat grajdurile castelului și a trecut prin cap năstrușnica idee, sper să nu audă austriecii, da? De a se împrieteni cu un armăsar foarte dur de altfel și, neascultând-o, l-a bătut cu frânghii până când acesta a lovit-o și astfel a sfârșit. Asta spune legenda. Este un roman istoric? Istoric, aproape, da. Istoric și legendar, pentru că istoria se îmbină cu ficțiunea legendei. Am deschis emisiunea prin menționarea anului 1840, a Daciei literare, cea mai interesantă, cea mai elaborată, cea mai frumoasă, cu alte cuvinte, novelă istorică de la noi, este Alexandru Lăpușnanul de Costache Negruți, care a apărut tocmai la îndemnul lui Mihail Cogălnicianu ca operele să se inspire și din istoria națională, ceea ce Costache Negruți a făcut până la urmă. Domnul profesor, ați găsit... Înainte de a pune întrebarea, vreau să spun că am scris și eu două romane. Adică activitatea mea nu se referă numai la poezie. Am scris poezie, 14 cărți de poezie, am scris critică și istorie literară, eseuri, dramaturgie, am avut două piese de teatru care s-au jucat aici la Teatrul Național și o carte de traducere din lirica universală.
Și ziceam că o să vorbim asta la, la tema următoare despre literatură. Romanul meu era tot cam pe problema timpului. Timpul care este viață și era intitulat Viața din urmă. Viața din urmă în două sensuri. Viața care a fost de mult, dar și viața din timpul pensionării. Și sunt personaje create, personaje pensionari care se întâlnesc într-o zi la, și în mai multe zile la parc, pe o bancă și își rememorează viața, viața din urmă și asta, dar și viața de astăzi, ei o pun în discuție și obiceiurile tinerești, sunt și idile la bătrânețe. Romanul este, nu este autobiografic, dar sunt multe biografeme acolo, ca orice romancier, personajele încapsulează și profilul scriitorului, mai mult sau mai puțin. Da. Unul este important, care îl apropie de profilul scriitorului, autorului, și celelalte sunt de alte naturi. Apropo de raportul scriitorului cu timpul, din totdeauna și astăzi, scriitorii fac parte la două categorii distincte. Cei mai slăbuți și cei mai, cei mai slăbuți consideră că după moartea lor, timpul le va rezolva și le va înălța opera așa cum n-au făcut-o sau cum n-au meritat să o facă în timpul vieții. Da? Alții consideră dimpotrivă că timpul, în timpul vieții, opera lor merită posteritatea de mai târziu. Nu știu cât și unii și alții se înșală. Dacă vă aduceți aminte, am purtat o discuție la acum câțiva ani chiar despre raportul dintre scriitor și cititor. Era un articol pe care îl citisem despre o inovație științifică. Ar fi presupus că și atunci când dormim, noi să avem posibilitatea să citim prin conectarea la câteva dintre aparate. Și am avut atunci în glumă o satisfacție că vom fi și noi, într-adevăr, pe deplin lecturați în viitor. Mai apropiat sau mai depărtat acest viitor. Dar văd că faceți o trimitere insistentă la timp. Este adevărat, ați menționat și pe Horatius, care a făcut o diferență între timp, a încercat să se salveze, precum și faraonii au făcut-o cândva și nu, și poate și astăzi oamenii foarte bogați încearcă să se salveze într-un fel sau altul, fie de la senectute, fie de la moarte. Cred că sunt și laboratoare pe care ei le întrețin cu foarte multe sume de bani pentru a descoperi o licoare miraculoasă, dar o variantă valabilă pe care a găsit-o cineva, și acel cineva a fost Horatius, poetul latin. Această variantă a fost scriitura, poezia, lirica. El afirmând, am ridicat un monument mai rezistent decât bronzul. Se referea la opera lui. Da. Da, timpul e cel care decide valoarea operei noastre. Și colegul a ridicat problema valorii și a literaturii. Dacă trecem și la tema a doua, se scrie mult și bine, dar și mai puțin bine. Și suntem aglomerați de cărțile care ajung la editură. Editura nu mai are un criteriu de selecție, publică tot ce primește, tot ce primește, și chiar și criticii literari sunt bulversați de atâta, putem spune, chiar maculatură pusă pe piață. Și în sensul ăsta, mulți poeți, de exemplu, sunt foarte mulți poeți care se cred poeți versificând. Sunt mai mult versificatori decât poeți. Dacă privești poezia lor, este o poezie de găselnițe, de rime, de cuvinte care din coadă o să sune, și valoarea estetică nu prea o reprezintă. Deci poezia s-a democratizat atât de mult că s-a apropiat mai mult de poezia colocvială,
cu ce se întâmplă lor în viață și asta, și unii povestesc și scot cărți de poezie cu toptanul, să zicem, și critica a fost cumva supraaglomerată și și-a pierdut rolul de selecționer, adică să despartă neghina de grâu sau grâu de neghină. Și atunci avem o inflație cumva de... Cu toate că literatura de astăzi este o literatură sustenabilă și avem scriitori importanți și mă pot referi la poeți. Poezia este de nivel european, prin primele locuri. Poezia pe plan european, fiindcă am tradus din poezia engleză, franceză, belgiană, greacă, poloneză, bulgară, macedoneană și am dobândit un element de comparație. Și nu, poezia română nu este mai pe jos de poezia europeană. Stă foarte bine poezie, nu știu dacă și în proză avem același lucru. Un singur lucru care nu ne confirmă valoarea poeziei, a literaturii în general, este lipsa premiului Nobel. Și eu am pus asta pe seama nici de solidaritate a scriitorilor, în primul rând. Că toți vor să ajungă la Nobel și marii noștri scriitori care au fost candidați pentru premiul Nobel, cu Blaga, Arghezi, Nicita Stănescu, Marin Storescu, și n-a reușit, fiindcă în epoca comunistă au fost opriți de cenzura comunistă. Blaga, de exemplu, lui Blaga i s-a pierdut dosarul. N-a ajuns la premiul Nobel. Eu aș fi mai preocupat, nu de critica literară săraca de ea, că este sufocat de atâtea cărți care ar apărea pe piață. Pe mine mă interesează, precum și pe alți scriitori, cartea pe care eu o scriu sau altul, să ajungă la cititor, el să pună mâna pe ea și să-și o apropie de piept. Ați vorbit și de traduceri. Domnul profesor, ați găsit vreun poem pe care să-l citiți? Până atunci să vă prezint un roman al domnului Florin Logreșteanu, tradus în limba greacă. Da. E un roman destul de voluminos, domnul profesor. Despre ce este vorba? Ce tematică aveți aici? Este vorba de traducerea romanului Casa cu iederă, premiat la Salonic. Casa cu iederă este și aici. Da, care a primit și un premiu al Uniunii Scriitorilor de la noi. Da? Și la filiala Craiova. Da, și a fost tradus și în limba franceză. Acesta. Da, Casa cu iederă. Da. Aici este greacă. Da, și l-ați tradus și în limba franceză și când a apărut în Franța? Acum câțiva ani, înainte de apariția în limba greacă. Vorbind despre cărțile invitaților mei, până la urmă satisfacem, să spun așa, și tema a doua consacrată stării literaturii. Aceasta este starea literaturii vii, apariția cărților. Aceasta confirmă literatura de astăzi. O carență acestei stări. Tirajul foarte mic. Da? Tirajul foarte mic. Rare ori depășește 2000 de exemplare, să zicem, mă refer la un Cărtărescu, la un Nicolae Breban. Deci, literatura de astăzi este productivă. Scriitorii scriu cărți, da, numeroase, dar nu trebuie să ne temem de aglomerarea cu cărți. Că... Da, cum am afirmat. Și Eminescu nu s-a ridicat pe gol. A fost poezia pașoptistă înainte și poezia primilor poezi, Văcărești. Și el a ridicat nivelul, el a creat limba literară românească. Mihai Eminescu, în viziunea mea, s-a ridicat pe ceea ce a scris Ion Heliade Rădulescu. Acele subiecte tematice de deschidere cosmică, etc., de acolo le-a luat. Da, și de la Alexandria a luat el niște teme și... El este... Eu am scris în cartea aceea despre critică literară. E o carte voluminoasă de... lui Hefaistos. 550 de pagini. Cărți și scriitori clasici și contemporani. Da. Aceasta este cartea la care se referă domnul profesor Toma Grigorie.
Sunt prezenți acolo mari clasici, dar și ceilalți clasici, și mulți scriitori contemporani, dintre cei mai importanți, și chiar scriitori din filiala noastră, vreo 20. Ați găsit poezie pe care s-o citiți? Dar de ce nu să... Ați găsit, sigur că da. Da, ca să citim, pentru că nu mai sunt multe minute. Da, chiar Timpul. Am scris o poezie. Da. Timpul are vârsta omului. Nemăsurata vreme trece nepăsătoare. Secundele, parcă văd oameni agățați de limbile ceasului, legați de mâini, înconjurăm pământul cu timpii noștri predestinați. Cu veacurile noastre de viață dăm materialitate timpului abstract. Ceasul cosmic își potrivește mersul după ceasul omului sau invers. Cu același tic-tac bate inima numărând mileniile. Trupul îmbătrânește odată cu omenirea, dar reînvie veșnic cu fiecare an, precum Fiul lui Dumnezeu. Și alte poezii despre timp, să zicem, ar fi și Nina m-a aruncat piatra. Oprește, Doamne, curgerea. Simt cum se golește cerul cu repeziciune. Pâlnea văii a vieții se umple cu vid, cu ecouri mute. Abia am reușit să gânguresc limba păsărilor călătoare. Nici pene de înger încă nu mi-au crescut. Dar mi-te aripi. Pe creasta prăpastiei sunt, nici piatra n-am aruncat-o să văd cât e de adâncă. Oprește, Doamne, curgerea. Și o poezie care încheie acest volum recent, scrisori către tinerețe, se referă la tema morții. Eu am dezvoltat în poezia mea și în cărțile mele temele principale. Nașterea, copilăria, mare întâmplare omului. Momentele importante dragostea, din viața dragostea, omului. Dragostea, da. Viața, moartea, da. Și am încheiat acest volum cu un poem care îl adresez morții. Eu moartea o privesc ironic cumva și o prezint, vorbesc despre ea ca să o dominați. Să domin cumva și să nu mă tem că va veni cândva. Și am scris aici Întâlnire cu moartea, un poem. Mi-am dat întâlnire cu moartea într-o joi pe seară. O țin la respect până în târziul de acum. Nu toți reușesc. Până la întâlnire încerc să privesc viața dinspre capătul celălalt al liniei comune dintre ea și moarte. După alegația taoistului Lao Tzu, mă întreb cât mai am de murit din timpul existenței. Se spune că mor câte puțin încă de la naștere. Regret că n-am întrebat-o pe mama decât de ziua în care m-a scos la lumină, nu și de oră. Aș fi putut calcula acum și secundele rămase. Poate o să-mi spună moartea mai apoi la întâlnirea de joi. E o premoniție dumneavoastră, afirmați că într-o joi vă veți duce în eternitate. Ar fi interesant de urmărit peste vreo 20 de ani să vedem dacă ați avut sau nu dreptate. Prea generos. Da. Cu timpul meu. Multe dintre enigmele, și aceasta este una dintre ele, identificarea morții, descrierea ei, au fost rezolvate de către mari autori. Unul dintre ei care a rezolvat acest mister, domnul profesor, a fost Tudor Arghezi. El a spus clar cine și ce este moartea. Așa este. Ce credeți că eu scriu despre moarte? Scriu moarte ca să o exorcizez. Să o exorcizez. Da? Deci eu scriu despre moarte ca să o exorcizez. Da. Am înțeles. Foarte interesant ceea ce a spus. Da. Tudor Arghezi a conchis atunci când se adresa lui Dumnezeu într-unul dintre psalmii lui. Căci ne ucide timpul, nu viața și iubirea, atâta a învățat de la tine omenirea. În viziunea argheziană, timpul, de fapt, este moartea. Eu sunt pentru ceea ce a spus Hegel, anume că timpul, de fapt, nu este cu trei dimensiuni. El nu se manifestă
în cosmos cu trei dimensiuni, trecut, prezent și viitor, ci el vorbea numai despre un prezent continuu, ceea ce mi se pare perfect adevărat. Dacă ne uităm cu puterea minții și nu numai în cosmos, că avem atâtea telescoape performante, vom vedea că nimănui dintre aceste corpuri fastuoase și uriașe din cosmos nu le pasă de niciun fel de timp. Până la urmă, este o categorie umană. Este și fizică, demonstrată de către fizicieni. Categorie filozofică. Categorie prezentul continuu, însă, în viziunea mea, e valabil teoria aceasta. Domnul profesor Florin Logreșteanu. Am scris și eu câteva povestiri. Despre? Nuvele despre timp. Interesant. Timp și alte. Da. Dar acum aș vrea să vă propun un fragment dintr-o povestire intitulat Electorală, pentru că toți suntem aproape de acest moment fast al alegerilor din anul următor. Proza are un motto din Eugen Ionescu, vizând electoratul. Buruienile cred că plouă când o vacă urinează peste ele. Un motto din Eugen Ionescu. E un citat din ceea ce el a scris. Da. Câteva fragmente scurte. Dragă Matei, sunt entuziasmat. Astăzi, adică ieri a conferențiat în sala de catifea tipa aceea blondă și masivă ce intenționează să ne devină primar. Bineînțeles, dacă o vom vota. A vorbit despre ce crezi? Despre orășelul nostru, ea care se află aici de nici două săptămâni. După un scurt istoric, de altfel inutil, pe cine mai interesează astăzi istoria, când la actualitate sunt atât de făcut, a trecut la perspective. Ține-te bine, perspective europene. Vrea să facă din orașul nostru, trântit pe malul unui lac, mai mult baltă decât lac, capitală culturală europeană. Îți vine să crezi. Tu care trăiești de mai bine de un sfert de veac la Paris, poți să-ți imaginezi urbea noastră, o cunoști foarte bine, nimic nu s-a schimbat de când ai plecat din țară. Zic, poți să-ți o închipui capitală culturală? Eu nu. Și cu toate astea, poziția mea politică, în opoziție față de actualul partid de guvernământ și volens noles față de prietenul nostru Narcis, actualul primar, mă obligă să susțin ipoteticul proiect urbanistic al doamnei Letiția Criveanu. Nădăjduiesc viitor primar. Nu sunt ipocrit. Bănuiesc că mai știi cum e la noi. Politica e una și sentimentele camară de reși cu totul altceva. În sfârșit să revin la subiect. Doamna Letiția a vorbit cam un ceas pe marginea unui subiect incitant, îmbrățișat fără rezerve de asistență, în multe momente în delir. Cum va reuși să facă dintr-un orășel situat ca mentalitate între Occident și Orient, unul european? Mai mult decât atât, capitală culturală europeană. Am subliniat cuvintele ca să înțelegi că viitorul primar, Doamne ajută, a insistat pe acest aspect pe tot parcursul expunerii, cu detalii concrete, bineînțeles. Dragă Matei, despre ce să-ți vorbesc? Vechile metehne ale concitadinilor noștri le cunoști. Nu s-au schimbat de când tu ai plecat. Ca om al urbei, eu zic că sunt normale. Mentalitățile nu se schimbă nici într-o sută de ani. Dar ca politicieni și mai ales în opoziție fiind, trebuie să trecem peste patriotismul local. Să le respingem dacă e nevoie. Să ne însușim valorile țărilor civilizate. Una e una și alta e alta. Cred că îmi dai dreptate. Să revin la candidata din partea opoziției, la primăria orașului nostru. Distinsa doamna Letiția Criveanu. La ce s-a referit? Rememorez pentru tine punctele forme din programul domniei sale. De pildă câinii. Știu câți au lipsit ție câinii din momentul în care ai plecat ca diplomat la Paris. Îmi scriei că fără ei străzile capitalii franceze îți lipsesc enorm. Mulțumim, domnule profesor. Mi-ați adus aminte de rinocerii lui Eugen Ionescu. Nu întâmplător ați plecat de la un citat din opera lui. Domnul profesor Toma Grigorie, ce v-a luat trecerea timpului? Ce ați simțit că ați pierdut? Dacă puteți răspunde, dacă nu... Da, cum să nu? Ca orice om simți că ai pierdut niște zile, niște ani care n-au fost productivi în direcția noastră, a profesiei noastre, a scriitorului,
Am niște ani în care n-am publicat, dar am avut alte preocupări. Și, de fapt, timpul trebuie neapărat folosit la maximum ca să rămână ceva după noi. Și noi cărțile le publicăm, dar problema este că cititorii sau numărul cititorilor s-a mișoat înfricoșător, să zicem. Și nu se mai citește și asta e foarte mult. Eu chiar în cartea asta de eseuri, Marele întrebări, întâmplări ale omului, am scris despre cărți. Despre cărți care să ajute pe copii. E vorba de educație. Literatura e un mijloc principal, zic eu, în procesul de educație al tinerilor. Literatura e fundamentală. Păi da. Și atunci... Și totuși lipsesc librăriile. Da, e bine spus. S-au transformat în cărcium, în aprozare. Da, și în totul altceva. E cumva o treabă de politică asta, să transforme o librărie în cărcium? Cum permiți așa ceva, mă rog? Da. Guvernanții n-au mai... Noi nu facem decât politica literaturii și a cărților aici, domnule profesor. Domnul profesor, și pentru dumneavoastră este valabil. Între care dintre aceste sugestii, din perspective, vă simțiți poziționați astăzi? Niciodată toamna nu fu mai frumoasă, sufletului nostru bucuros de moarte, este una, și cealaltă, de ce aș fi trist când toamna târzie mi este frumoasă? Pridvoarele-mi sunt coșuri cu flori ca de mireasă. Tudor Arghezi. Sunteți... Eu mă simt legat de toamnă. Mă apropiat de toamnă, trec spre iarnă și am chiar o carte, o antologie care se numește Cina cea de toamnă. Am parafrazat Cina cea de taină ca să demonstrez că aceste poeme sunt scrise în toamna vieții. Și poziția aceasta este a gânditorului, a scriitorului care simte că are ceva de spus și să lase o urmă urmașilor lui. În cartea de eseuri am scris un eseu chiar despre cărți, cărțile de lângă mine. Și îndemnam să se citească carte, că altfel tânărul din carte, el e cel care, prin imaginația lui, creează profilul personajului. Nu le-a dat gata de la televizor sau de pe telefon. Și e foarte important pentru dezvoltarea imaginației tânărului. Da. Cartea. Mulțumim mult, domnul profesor Florin Ogreșteanu, mulțumesc mult, domnul profesor Toma Grigorie. Sunt foarte multe lucruri de spus. Din câte ați observat, nici de această dată nu putem epuiza temele pe care ni le propunem. Sunt de o vastitate pe care o puteți și dumneavoastră observa ușor. În noiembrie, mai precis pe 23 noiembrie, se împlinesc 100 de ani și se fac 100 de ani de la moartea lui Urmuz, Demn Demetrescu Buzău. El, în schița După furtună, încerca o definiție a timpului prin niște agenți fiscali. Semn că până la urmă de timp nu poate nimeni scăpa, dar se poate în același timp copilărie oricât dorește, cum spunea Brâncuș, a fi copil înseamnă a fi etern. Mulțumesc mult de tot echipei, mulțumesc postului TVR Craiova. Numai bine! Și noi vă mulțumim! Mulțumim!